Benjamin Netanyahu face acuzații grave, e antisemit sublinierei de neag Holocaustul. Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, l-a acuzat pe liderul Palestinei, Mahmoud Abbas, de antisemitism sublinierei negarea Holocaustului după ce acesta a sugerat într-un discurs ce persecutarea evreilor europeni a fost cauzat de comportamentul lor social, scrie Reuters. Se pare că cineva care a negat Holocaustul, îl va nega mereu. Fac apel la comunitatea internațională să condamne antisemitismul grav al lui Mahmoud Abbas, un comportament care ar fi trebuit să dispară de mult de pe această lume, a afirmat Netanyahu pe Twitter. Mai multe organizații au condamnat, de asemenea, comentariile lui Abbas, care a declarat în timpul unui discurs în fața Consiliului Național Palestinian că evreii nu au suferit din cauza religiei, ci din cauza faptului că erau banchieri sublinierei CMTAR, scrie News. Discursul lui Abbas reprezintă clasicele cuvinte ale unui antisemit, au declarat Marvin Hier sublinierei Abraham Cooper de la Centrul Simon Wiesenthal. În loc să dea vina pe evrei, ar trebui să se uite în propria curte la rolul jucat de Marele Muftiu în susținerea soluției finale ale lui Adolf Hitler, au adugat ei. Ambasadorul Statelor Unite în Israel, David Friedman, a afirmat pe Twitter că Abbas a atins un nou limit de jos prin faptul că a atribuit cauza masacrului evreilor comportamentului lor social. Abbas a declarat în discursul său că evreii din Europa au fost victimele masacrelor la fiecare 10 la 15 ani începând cu secolul XI sublinierei până la Holocaust. Făcând referire la cerci scrise de mai mulți autori, liderul palestinian Mahmoud Abbas a afirmat, se spune că ura față de evrei nu a fost cauzat de religia lor, ci de profesiile lor sociale. A sublinierea ce problema evreilor care s-a răspândit în Europa nu a fost din cauza religiei lor, a fost din cauza cemeteriei sublinierei abencilor.